GF VIP 7, Edoardo Tavassi e Nicolin Curvaia svelano il momento in cui hanno capito di provare qualcosa l'uno per l'altra. Giorni agrodolci per Edoardo Tavassi e Nicolin Curvaia nella casa del grande fratello VIP. Gli Incurvassi hanno finalmente capito di amarsi, anche se a rompere le uova nel paniere ai due ci ha pensato una forte discussione con Antonella Fiordelisi. L'influencer ha fatto una battuta circa il bacio a stampo che la sorella di Clizia ha dovuto dare a Davide Donadei. Noi ci siamo incontrati da subito. Rivedevo tantissimo mio fratello in lui, io con pochissime persone riesco ad avere questa ironia. All'inizio era un po' restia, certo. All'inizio era la fotocopia di mio fratello, come mi ha convinta. Poi lui ha espletato il suo interesse nei miei confronti. Să fac totul ca la carte să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina. Că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus. Sus, sus, sus.